Bun, am revenit aici la Indagra 2015, jurnalul de agricultură, ediție specială. Am rămas cu domnul Timofti și cu domnul Gheorghe. Acum că s-au mai liniștit lucrurile, vreau să vă întreb, domnule Timofti, consumatorul final, cel care cumpără de pe raft, dacă se tot schimbă, această legislație devine vinul vin de masă, vin varietal, nu mai, sau vin simplu, și cum ar trebui să alegem, după ce ar trebui să alegem un vin? Unde ar trebui să ne uităm? Că înțeleg, bun, înțeleg că prețul nu este cel mai, bun, cel mai bun etalon, dar dacă vorbim de faptul că Australia, Chile, Noua Zeelandă vor acest vin varietal pentru a intra pe, a intra pe piață și totuși se vorbește că yes, sunt, un, sunt vinuri de calitate cele care vin din lumea nouă, Până la urmă, unde astea cum Trebuie să cumpărăm DOC-uri și ig sau putem cumpăra liniștit și acest, și acest vin? Au aceeași calitate sau nu? Din punctul de vedere al nostru, ca somelieri, consider că au aceeași calitate, dar nu este vorba de vin varietal. Vorbim aici de vinurile îmbuteliate. Vinurile îmbuteliate, din informațiile pe care le am și care ajung în România, pe rafturile supermarketurilor sau chiar în vinoteci, în locații de lux, în restaurante mă refer la cele care vin din afară, sunt uh, vinuri care trebuie să spunem că sunt subvenționate la export de către statul respectiv, ceea ce noi nu avem. Deci o subvenție, din câte am auzit în Chile, de 40% din uh, valoarea exportată, susținută de către guvernul chilian, mă încântă. Guvernul cilian știm că nu face parte din Uniunea Europeană și totuși există o convenție pe care guvernul din Chile a reușit să o obțină cu Uniunea Europeană să-i exporte în Uniunea Europeană fără acciză. Nu știu dacă noi am reușit să obținem. Uh, Aceeași concesie? Ace, da, ace, subvenție nu, dar același acord să putem exporta în Chile, în Statele Unite, în Canada, în Elveția, care nu face parte din Uniunea Europeană fără acciză. Noi n-am reușit lucrul ăsta. Deci producătorii lor sunt clar avantajați de către legislația pe care o au. În al doilea rând să nu mai spunem de condițiile atmosferice. Deci dacă în România anul ăsta am reușit să reducem, să spunem, stropirile la 8 într-un an, este deja un an foarte bun. Eu am vorbă, când fac prezentările de vină asta, ca să înțeleagă ascultătorii dumneavoastră că în Chile le-a dat cu carul și doar nouă cu paharul, nu vinul. Condițiile atmosferice, de deci ce au o stropire în primăvară, după care se culcă pe oreche până toamna când merg la cules. De ce? Pentru că sunt condițiile foarte propice. Au tot ceea ce le trebuie din punct de vedere atmosferic. Nu mai vorbim de soiuri care, într-adevăr, s-au adaptat foarte bine, dar sunt și ani și ani pe care iau în fața noastră. Noi, de-abia după această să spunem așa, zisă Revoluție, am trecut la uh, privatizarea viticulturii și să nu uităm că primul privat din România a fost un francez. Aici vorbim de compania Serve cu Dumnezeu să-l odihnească pe Ghii de poa un conte din... Uh, Franța care a venit aici și a descoperit teroarul nostru, s-a îndrăgostit atât de mult de el, încât în momentul când a simțit că îi se apropie sfârșitul vieții, a dorit să fie mormântat la noi. Deci vedeți cum lumea din străinătate apreciază teroarul, ne apreciază soiurile, ne apreciază modul nostru de a fi, cultura. Vin la noi și nu mai vor să plece, deci avem cu ce ne lăuda, avem nevoie totuși de o susținere. Este singurul lucru care lipsește, să spun, viticultorului român. Ce lipsește consumatorului nostru? Posibilitatea de a se educa. Viața asta, tăvălugul ăsta al veții, ne-a luat-o înainte, nu mai avem timp de nimic. Se investesc sute de milioane în, așa cum spuneam mai înainte, în plantații, în crame, în tot ceea ce vrem ca să facem vinuri de calitate, nu investim în educație. Primordial este investirea în educație și nu numai în viticultură, pe toate planurile. Acest eroare am putea să-l traducem pentru un să fie ca un vector de marketing ar putea fi acest lucru pentru că vedem francezii sunt, sunt foarte buni în a-și promova acest termen Nu știu dacă numai mai marketing. marketingul marketingul este doar o informare a consumatorului cine are timp și cine are bunăvoința să studieze informarea transmisă de către producător o face. Cel care este interesat să bea un vin de calitate și are posibilitățile financiare, o face. Vorbim aici de masa mare de consumatori care nu au aceste posibilități. Oamenii ăștia trebuie să informați la locul fapte, cum se spune, în supermarketuri, cu somelieri, cu oameni care să le prezinte și să le explice ce înseamnă un vin, ce înseamnă altul, înseamnă prezentările astea cum sunt aici la târg. Noi suntem o organizație non-profit și ne-am luat, ne-am asumat să spunem răspunderea ca anul acesta să susținem toate evenimentele de vin. Absolut toate. Nu am lipsit la niciunul din România. Suntem aici prezenți cu un stand oferit de către Romexpo Expo pentru a face aceste degustări. Am făcut astăzi atâtea degustări și ieri și astăzi și avem și mâine încât aproape nu mai avem vinuri. Vin producătorii și ne aduc câteva sticle de vin să putem informa lumea despre cum se consumă, despre calitatea vinului, despre cum se degustă și să-i facem să înțeleagă că vinul este un aliment și nu este o băutură alcoolică și trebuie băut cum împătat, consumat cu măsură. Apropo de faptul că vinul este un aliment, domnule Ovidiu Gheorghe, se discută zilele acestea, a ajuns deja în Camera Deputaților, acea lege cu 51% dintre alimentele din supermarketuri să fie românești, ar fi bun, de bun augur ca și vinul să intre sub incidența acestei legi dacă ea va trece în forma actuală? Este un subiect pentru... Asupra căruia noi am avut o altă abordare atunci când s-a elaborat și a fost promovată legea supermarketurilor, și ne păstrăm poziția în sensul că noi nu avem nevoie de a fi favorizați în raport cu produsele din celelalte țări europene sau cu produsele din țări terțe. Noi dorim ca vinul românesc, în general alimentele, să aibă măcar poziție de uh, egalitate în raport cu aceste produse, în ce sens? Problema nu este ponderea, cam 10%, 50%, 12%, 90%. Problema noastră este de suprataxare pe care marii uh, retaileri o au uh, raportat la uh, produsele din uh, România. Și în urmă cu câțiva ani, cred că în 2009 a fost și o declarație a Parlamentului European în care acuzau negru pe alb, fără echivoc, puterea de negociere, supraputerea de negociere, abuzul de putere. De fapt, cred că aceasta era terminologia, aceasta era terminologia abuzul de putere a supermarketurilor în relația cu furnizorii. Ce înseamnă acest abuz de putere? Înseamnă că îmi pune mie producător în față un contract care de principiu se negociază. Însă nu este o diferență foarte mare între contractul pe care noi îl negociem cu supermarketurile și contractul de adeziune pe care consumatorii de produse bancare îl negociau și îl negociază cu băncile. E un contract de adeziune cu ghilimele de rigoare, în care marja noastră de negociere este foarte mică. Și mai mult decât atât, în fiecare an, la negocierea care este anuală, se adaugă noi, noi taxe care cad în sarcina furnizorului de produse alimentare. Care este efectul? Efectul este că, prin aceste artificii economice, contabile, probabil cumva, supermarketurile își măresc semnificativ marja de profit pe care profit care nu știm ce face cu el, îl ține, îl investește în țară sau îl, îl exportă. Sau îl exportă, iar producătorii români, furnizorii de alimente de fapt în relația cu supermarketurile când trag linie la finalul anului, își dau seama că taxele pe care le plătesc la supermarket reprezintă cam 40% din prețul de vânzare al produsului negociat inițial, astfel încât profitul lor este zero, pentru că dacă ar spune că este sub zero, ar fi o încălcare a codului fiscal care ți interzice vânzarea sub, sub, costul, de, sub costul de producție. Deci aici este nevoie de o implicare efectivă a Consiliului Concurenței care are abilitatea și capacitatea de a se sesiza. Aici este... Uh, rolul parlamentului care controlează uh, instituțional uh, concurența în a se sesiza, a întreprinde anchete și a vedea dacă un producător de vin, furnizor în relația cu supermarketul din România are același regim de negociere și încheiere a contractului din punct de vedere al taxelor cu un producător de vin din Franța care ajunge prin platforma europeană, da? Să ajungă să-și vândă produsele în România. Deci, ca să sintetizez, nu doresc să am, printr-o lege, lucru pe care eu nu-l cred posibil, pentru că ar fi un fel de ingerință a statului în uh, economie, să am 51, 52,3 sau 90%. Doresc să am șanse egale pentru că, vi, pentru produsele aliment, agroalimentare românești, vinurile românești sunt competitive și avem capacitatea de a sta la raft orice produs similar din Uniunea Europeană și din țările terțe. Dar pentru că sunteți două organizații mari de producători de vin, PNVV-ul și Onivu, care a fost prezentat aici prin domnul Emil Dumitru, nu s-ar... Și... Cred că din ce observ, totuși zona de a vitivinicole este destul de bine reprezentată și organizată. Nu v-ați putea impune, chiar și fără acest ajutor până acest moment, Punctul de vedere în negocierile cu supermarketurile, pentru că, mai, și domnul Trimoseț este mai devreme, că totuși consumatorul român dorește să, să găsească pe rafturile lor și vinuri românești, nu doar străine. Răspunsul la întrebarea noastră este negativ, pentru că orice negociere sindicalizată cu ghilimele de rigoare a intrat sub incidența legii concurenței care interzice. Această formă de sindicalizare în vederea negocierii unor contracte. Ar fi o practică concertată care intră sub incidența Consiliului Concurenței. Dar atribuțiile noastre nu sunt în uh, domeniul comercializării, ci sunt și noi, ca patronat al vinului, ni am exercitat cu un grad de succes în ceea ce înseamnă reglementarea uh, pieței și a relației uh, furnizor. Uh, Supermarket. Nu a ieșit întru totul așa cum ne-am dorit, înseamnă că trebuie să milităm în continuare pentru atingerea obiectivelor noastre. Însă, dacă instituțiile pe care le-am enunțat nu, Ministerul Agriculturii, din punctul meu de vedere, nu are atribuții, ci Oficiul Consiliul Concurenței și Parlamentul, prin puterea pe care o are asupra Consiliului, nu se vor sesiza orice am face noi, am venit la emisiuni televizate, am face dezbatere cu noastră, va fi sortit eșecului pentru că puterea este a legiuitorului, iar legiuitorul este Parlamentul României. Bun, în, în încheiere vreau să vă, mă întreb și despre noul PNDR, pentru că, așa cum discutam într-o anterioară, în uh, partea 2007-2013 uh, zona aceasta Viticol a fost uh, una dintre răsfățatele sorții, uh, ați reușit și a fost dat exemplu că ați, ați avut uh, chiar și peste 100% absorție de fonduri europene. Uh, ne spuneți atunci că acum uh, 2014-2020 acest exercițiu financiar nu vă mai este chiar atât uh, atât de favorabil uh, sau se... acum în noiembrie 2015. Cum îl vedeți? Se vor reuși, se va reuși să se continue acest mers al și de, de, întinerire și de nobilare a culturilor, de viță de via plantaților? Subiectul este complex. Dacă în perioada 2007-2013 am avut, așa cum bine ați spus, absorpție 100% a fondurilor europene alocate sectorului nostru, 42.1 milioane euro anual, pe exercițiu bugetar în curs 2014-2018 avem 47,7 milioane de euro anual. Măsura de reconversie a fost diminuată ca secțiune în programul național suport pentru sectorul vitivinicol. De ce? Avem în, de la începutul 2007 până în prezent o rată de înlocuire cred că în jur de 42.000 de hectare de viță de vie, care înseamnă foarte, foarte mult. Am introdus însă o măsură nouă, măsura de investiții, care are în acest moment trei măsuri: Achiziție de baricuri, achiziție de uh, uh, aparatură de laborator și dotare, renovare, modernizare, uh, magazine de prezentare și săl de degustare pentru, pentru vinuri. Din păcate, aici trebuie să spun că există, pe fondul acesta sociopolitic de nea și DNA, nu știu cum să-l numesc, care ar fi cuvântul, există o teamă imensă a funcționarilor publici în a face legislația în interesul legitim național, în interesul legitim al producătorilor. Și onor Curtea de Conturi a României se erigează în autoritatea. Este cumva autoritate de control, dar se erigează și cumva înspre partea de legislație, legiuitor. În ce sens? Ajunge să dea niște recomandări instituțiilor cu atribuție de reglementare, gen Ministerului Agriculturii, Agenției de Plăți, niște recomandări care de teamă sunt preluate de funcționarii publici în legislație și astfel ajung aceste programe să devină foarte greu de operat prin birocrația pe care o impun, de teamă ca nu cumva Uh, inspecția cu atribuții în domeniu să vină să ne dea bani, să ne bage la pușcărie. Bun. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ajunge un proiect să fie atât de greu descris și atât de greu executat încât mulți producători renunță. Mai mult decât atât. A fost introdusă la, cred, la propunerea, dacă greșesc, voi fi o corectat în viitor, la propunerea colegilor de la organizația interprofesională patronatul n-a fost de acord o, un nivel de garanție de bună execuție de 500 de euro pe hectar pentru solicitanții măsurii de reconversiune a plantațiilor. Eu dacă am 100 de hectare pe care vreau să le supun procesului de reconversiune, să vin cu un 50.000 de euro cash și mi este foarte greu. O scrisoare de garanție înseamnă ipotecă, înseamnă măsuri financiare, înseamnă alte costuri. Mai mult decât atât, ajunge în faza de inspectare a dosarului APIA, și am avut o discuție ieri cu domnul Puțintei, director general de la APIA, să ceară lucruri de la solicitant care exced cadrului, cadrului, normativ, lucruri care îngreunează. Și vă dau un exemplu. Un producător, pe un, dosar de, pe un proiect de 70.000 de euro, 35.000 susținere proprie, 35.000 FEGA, a fost supus unui control, rezultat, cu 900, peste 900 de, dos, de pagini, asta înseamnă două bibliorafturi. Și l-am întrebat pe domnul director general Puțin Tăi, domnule, credeți că acel inspector care a cerut hârtiile acelea le-a limpăit pe toate, iertată fie expresia colocvială, vială, le-a citit și care ar fi fost sau care au fost concluziile, silogismul logic pe care acel inspector le-a le tras. Se cer lucruri aberante care îngreunează absorpția. Și vă răspund: în sinteză, nu vom avea un grad de absorpție care să ne facă, din nou, ca asociații de producători, să fim mândri de rolul pe care l-am exercitat, pentru că. Nu am reușit să ne impunem în fața autorităților să, să facem accesibile aceste programe. Am fost cu domnul Timofi împreună la Ministerul Agriculturii pe mă irtați, programele de promovare a vinurilor pe țări terțe, pe piața națională. Este foarte, foarte greu să putem, noi, ca asociații în parteneriat, orga, organizația Somelier din România, patronatul, vin și alte entități uh, cu atribuții în domeniu, este foarte greu să reușim să aplicăm, să uh, ducem la îndeplinire un astfel de proiect. Și vă dau un exemplu. Merg la târg în Hong Kong și vine uh, de la consulat o persoană și îmi face poză la raft, acolo, dacă eu am vinul cu eticheta în dreapta sau cu eticheta în stânga. Costul de deplasare și de funcționare a acelui funcționar nu sunt justificate. Eu plec de la premiza că aceste controle trebuie făcute prin sondaj aleatoriu. Pentru că, dacă eu aș face control la fiecare sticlă de vin din România, costurile de control ar fi mai mari decât efectul pe care eu l-aș obține prin promovare. Deci sunt lucruri aberante în acest moment. I-am semnalat domnului ministru Constantin și domnului secretar de stat Botănoiu. Ieri am avut discuție cu domnul Puțintei. Voi merge în Parlament pe același acela subiect pentru că din aceste aberații, dacă nu vom ieși, rata de absorție va fi foarte mult diminuată pe sectorul vievin în România. Mulțumesc mult, domnule Vide Gheorghe. Domnule Timofti, o ultimă concluzie în ceea ce privește. Legat de ce s-a întâmplat în 2007-2013, nu cred că încă a apărut vinul din aceste aceste vii, dar ce va, însemna, ce va însemna pentru această promovare? Va ajuta la promovarea produsului românesc dacă se vor investi bani aceste investiții care s-au făcut în viile din România și vom avea un vin de mai bună calitate decât aveam până acum? Da, vedeți dumneavoastră că educația poate duce și spre această latură a problemei, în sensul că un consumator educat va pretinde. Educă-l pe consumator și va ști ce să-i ceară producătorului. Nu-l educa și va bea ceea ce găsește mai ieftin pe raft. Cam la asta se rezumă uh, răspunsul pentru dumneavoastră. Nu știu dacă e, se referă la perioada de timp pe care ați menționat-o sau de acum încolo. Vreau totuși să spun că educația în ceea ce privește enogastronomia, că practic ne referim la toate preparatele din România, la toate produsele și vin. Educația asta se transmite la țările care au tradiții, s-a transmis și se transmite în continuare, în primul rând, în familie, din generație în generație. Ca să ajungem să putem să avem familiile care să transmită această educație, trebuie să le educăm pe cele existente. Deci sunt puțin sceptic în ceea ce privește nivelul de educație pe care îl avem în România, mă refer la marele, la marea masă de consumatori, întrucât nu avem încă aceste familii. Nu reușim nici măcar o generație, vă spuneam că lucrăm de șapte ani în, în educarea consumatorului și nu am atins pragul pe care ne l-am propus. Dar între timp, ani au trecut și au venit din spate alți tineri. Astăzi au fost pline standurile cu tineri, anul întâi de liceu, care au venit să învețe să se comporte la restaurant. Și le spuneam cum trebuie să facă, cum să nu pună coatele pe masă, să nu ocupe locul de muncă al ospătarului cu obiectele personale și tot ceea ce trebuie să facă pas cu pas ca să demonstreze că. Este o persoană educată și merită să fie servită la un anumit nivel atunci când intră în restaurant. Deci vă spun că dacă nu vom depune eforturi în educație în perioada imediat următoare, vom mai pierde câțiva ani și vin alți tineri și care la, la fel ne pun întrebările de la zero. Pentru că ei, în momentul în care vor crește, fiind educați, vor transmite măcar 10-15% copiilor lor. Copiii lor la rândul lor, vor, acum, vor pleca cu 10-15% avantaj, vor acumula încă 15% și nepoții vor avea 30%, deci cam, cam aici suntem. Mai avem câteva generații de trecut. Până atunci, ce să le spun consumatorilor? Beți vinul care vă place, pentru că asta este prima regulă, să încercăm să consumăm soiurile autohtone care sunt extraordinar de bune, vinurile produse în România, care la momentul actual, fără vinurile varietale, într-adevăr sunt vinuri de cea mai bună calitate. Și, în rest, să sperăm că Cel de sus ne va ajuta, pentru că aici este expresia noastră a românilor. Să dea Dumnezeu să plouă, că avem nevoie, să dea Dumnezeu să facă aia. Pentru ceea ce trebuie să facem noi, nu avem nevoie de ajutorul Celui de sus, trebuie să muncim noi. Vă mulțumesc mult. Dacă îmi permiteți o, pentru că o, o, ieri a fost o zi nefastă în istoria noastră recentă și vinul este un produs care ne însoțește și la naștere și la botez, la căsătorie și la deces, aș vrea să prezint regretele și condoleanțele familiilor, prietenilor celor care și au pierdut viața viața în accidentul nefericit nefericit de ieri în care tineri și nu numai que era... Are... și-au irosit viața din cauza, din cauza, unor prostii. Acesta este și motivul pentru care am decis să vin la emisiunea noastră cu un element de doliu negru la gât pentru a sublinia pierderea pe care România a avut-o zilele acestea. Vă mulțumesc mult, ne alăturăm uh, și noi uh, de mersul de a condoleanțe uh, celor care au avut rude și prieteni în accidentul uh, care a avut loc uh, vineri uh, seară, vin noapte spre uh, sâmbătă dimineață. Doamne, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și acum la noi s-a făcut deja seara, s-a lăsat întunericul la încheierea acestei ediții. Vă mulțumesc așadar, o seară frumoasă în continuare, la revedere!